de această dată am pregătit informații cu privire la proprietățile, beneficiile, dar și modul de utilizare al unei plante binecunoscute tuturor. Este vorba de păpădie. Păpădia este o plantă atât de comună și de vizibilă, încât greu ne vine să credem că efectele benefice pe care le are asupra sănătății sunt atât de puternice. Această plantă medicinală este cunoscută sub numele de buha, floarea broaștei, lăptuca, floare de mălai și gușa găinii. Crește spontan în România și poate fi văzută în toate parcurile, pe malul apelor, pe pajiștile montane sau în poieni însorite. Pe lângă proprietățile curative, păpădia mai are calități culinare deosebite. Frunzele și florile păpădiei sunt folosite în prepararea salatelor și dulcețurilor. Acestea sunt considerate adevărate delicatese în restaurantele cu multe stele Michelin. Această plantă nu este nouă în medicina naturistă. Primele scrieri care amintesc de beneficiile păpădiilor apar în analele medicilor arabi din secolele 10-11. Mențiuni despre efectele minunate ale frunzelor de păpădie asupra ficatului apar și în scrierile galice din secolul 12. În prezent, planta este cultivată organizat pentru organele ce sunt prelucrate în scop terapeutic. Păpădia este o plantă anuală cu tulpină ierboasă tubulară. Crește în zonele cu climă temperată din toate regiunile globului. Nu este pretențioasă față de condițiile de climă, lumină și sol. Este o plantă ce se dezvoltă foarte bine și în aglomerările urbane. Rădăcina păpădiei este cărnoasă, pivotantă și crește adânc în sol, iar la capătul superior se găsește un rizom scurt. Tulpina aeriană crește până la 20 de centimetri înălțime. În capăt se dezvoltă florile sub formă de capitule ce poartă culoare galben intens. Frunzele cresc sub formă de rozetă bazală, sunt lanceolate și divizate. Florile păpădiilor se deschid de la începutul lunii iunie până la finalul lunii septembrie. Datorită culorii intense, sunt foarte vizitate de albine. În tratamentele naturiste de la păpădie sunt utilizate frunzele, rădăcinile și florile. Părțile aeriene pot fi recoltate la începutul verii, când se formează mugurii florali, iar rădăcinile în lunile august și septembrie. Organele păpădiilor nu prezintă miros specific, însă au gust amar accentuat datorită principiilor amare pe care le conțin. Principala substanță activă care se găsește în păpădie este taraxacina, principiu amar cu acțiune diuretică. Aceasta mai are în compoziție și cantități importante de substanțe sterolice, fitosterolice, inulină, alcool triterpenic și vitamine. Aceste substanțe oferă păpădiei proprietăți diuretice, tonice, colerice și vitaminizante. De asemenea, păpădia are și acțiune detoxifiantă, stomahică și calmantă asupra organelor. Păpădia, așa cum spuneam, este un diuretic minunat. Ajută la eliminarea surplusului de apă din organism, în special din zona abdomenului. Ceaiul de păpădie mărește cantitatea de urină produsă de rinichi. Totodată are și efect detoxifiant, pentru că împreună cu surplusul de apă sunt eliminate și toxinele acumulate la nivelul rinichilor. Studii medicale recente au demonstrat că substanțele complexe din organele păpădiilor ajută la neutralizarea radicalilor liberi, previn îmbătrânirea celulară și totodată ajută la purificarea sângelui. Păpădia are efecte vitaminizante și remineralizante. Bogată în vitamine și minerale, planta este indicată în cazurile de slăbiciune și convalescență. Elementele nutritive de bună calitate sunt ușor absorbite de organism, care este energizat și revitalizat. Curele cu păpădie au efecte miraculoase la început de primăvară, când corpul uman suferă din pricina deficitului de minerale și vitamine. Preparatele naturiste cu organe de păpădie împiedică depunerea de grăsime pe vasele sangvine. Acestea subțiază sângele, astfel că organismul este oxigenat corespunzător. Preparatele cu păpădie acționează ca hepatoprotector, favorizează secrețiile biliare și hepatice și îmbunătățesc funcția ficatului. Efectul detoxifiant este rapid resimțit și de acest organ supus la stres din pricina alimentației nesănătoase, a consumului de alcool și a medicamentelor consumate în exces.
Păpădia, de asemenea, îmbunătățește digestia și previne balonările. Studiile medicale realizate în țările nordice au demonstrat că pacienții care consumă constant preparate terapeutice cu păpădie nu au probleme digestive, chiar dacă se bucură de mese copioase. Ceaiurile cu păpădie previn constipația și fermentația intestinală. În ceea ce privește modul de utilizare, păpădia poate fi utilizată în numeroase moduri. Proaspătă în salate și preparate culinare, poate fi utilizată ca sirop, infuzie, pulbere sau cataplasmă. Pentru salată, frunzele de păpădie proaspăt culese pot fi combinate cu spanac proaspăt, ridic, germeni de trifoi și alte verdețuri. Salata trebuie asezonată cu sare, piper și oțet balsamic după gust. Este un preparat ce poate fi asociat cu preparate din carne pentru a vă bucura de o dietă echilibrată și sănătoasă. Siropul poate fi obținut prin fierberea la foc mic a 500 de grame de flori cu 500 ml de apă și 100 grame zahăr. Preparatul trebuie preparat termic până începe să capete consistență ușor vâscoasă. Siropul obținut se lasă la răcorit pentru 24 de ore, după care se filtrează și se pune în sticle sterile. Siropul este un tonic excelent, poate fi consumat înainte de mesele principale. Infuzia de păpădie este un preparat foarte eficient în curele de detoxifiere, în afecțiunile stomacale și pentru protecția ficatului. Se obține foarte ușor astfel. Într-o cană cu 250 ml apă clocotită se toarnă 10 grame frunze și flori uscate de păpădie. Se amestecă bine și se acoperă pentru 10 minute. Preparatul se filtrează și se lasă la răcorit. Ceaiul de păpădie are o aromă amăruie intensă, deci poate fi îndulcit după gust cu miere de albine. Cataplasma este destinată utilizărilor externe. Se obține prin zdrobirea florilor și frunzelor proaspăt culese. Preparatul se pune pe zona afectată și se lasă să acționeze. Cataplasma este indicată pentru tratarea eczemelor cutanate. Pulberea din rădăcină de păpădie este un preparat cu proprietăți depurative și antidiabetice deosebite. Se obține prin măcinarea fină a rădăcinilor uscate de la plantele de păpădie. În ceea ce privește contraindicațiile și reacțiile adverse, specialiștii ne informează că preparatele terapeutice cu păpădie trebuie urmate cu precauție de femeile însărcinate. Pacienții cu afecțiuni biliare nu trebuie să înceapă cure cu păpădie decât dacă au avizul medicului specialist. Persoanele care urmează tratamente cu medicamente nu trebuie să utilizeze concomitent și preparate terapeutice cu păpădie, datorită efectului diuretic.